Legat de derby, mie dați-mi voie să spun că este eternul derby, chiar dacă Steaua se numește acum FCSB. Un derby care a început în urmă cu 75 de ani și 5 zile. Sunt cele mai iubite echipe din România, potrivit Avangard. Peste 55% dintre toți suporterii români țin cu aceste două echipe. Sunt echipele care au câștigat 44 de titluri împreună. Face parte acest derby din grupul de 8, ca intensitate, ca rivalitate din Europa, alături de Real, Barça, Panathinaikos, Olympiacos, Galata, Fenerbahce, Celtic, Rangers și așa mai departe. Ultima victoria lui Dinamo a fost în februarie 2020. De atunci, FCSB a câștigat 5 meciuri la rând, iar 152-lea meci în campionat și deocamdată e 49-48 pentru Dinamo la victorii. Sunt două echipe care și în Europa 48. Au fost multe. 49-48 all-time? Da, la meciuri de campionat. La meciuri de campionat. Asta înseamnă că dacă ar bate FCSB duminică seara pe statistica ta, se ajunge la egalitate după 75 de ani. Exact. Iar în total, în 184 de meciuri, ar fi 67-61 pentru roșialbaști, incluzând Supercupă, incluzând Cupa Ligii, incluzând Cupa României. Dintre invitații din această emisiune, care au fost prin Skype, Cristi, vreau să spun că Florentin Petre a marcat contra Stelei în victoria 3-2 în 2000, acel an în care Gianni, spunea Gianni că n-a marcat? Gianni n-a niciun gol în derby? Gianni Chiriță a înscris cu Steaua și el într-un eșec, însă 4-1 în același an 2000. Și Chiriță și Petre au marcat în 2000. Am și două povești scurte. Te rog. Eram la TV în emisiunea Procesul Etapei a lui Ovidiu Anițoaia. Vorbea Cornel Dinu, da? Iar în momentul în care a ajuns ceva mai târziu Ion Alexandrescu, conducătorul Stelei de atunci, vreau să spun că Dinu s-a oprit. Ovidiu Anițoaia a încercat să treacă peste moment, i-a spus da, vă rog să continuați, iar Cornel Dinu a spus când intră Ion Alexandrescu în studio, nu că trebuie să mă opresc, trebuie să mă ridic și să-l salut. Apropo de respectul dintre cele două echipe. Eram de asemenea pe bulevardul Ștefan cel Mare, Cristi, când jandarmii, polițiștii au împușcat la propriu suporterii steliști. Aceștia erau plini de sânge, pe străzi, întinși. Dinamoviștii i-au luat în cârcă, i-au dus în spital. Când s-a întâmplat asta? În ce an? Anul nu mi-aduc aminte, dar știu sigur că mulți își aduc aminte de moment. Eram pe stadion și când am plecat am văzut aceste incidente. Suporterii dinamoviști, efectiv, i-au cărat în cârcă pe steliștii plini de sânge, i-au dus în spital și au stat cu ei până când au văzut că totul e în regulă și le-au oferit tot sprijinul dinamoviștii, cărându-i în cârcă pe steliștii plini de sânge. Când jandarmii au deschis focul la un moment dat în suporterii steliști de pe bulevard. Și mai este o amintire pe care o am și mi-aș dori acestea să transmită mesajul pentru meciul de duminică seară. A fost o inițiativă a steliștilor la un spital de copii în Berceni. Tătărășeanu a participat acolo. La un moment dat au apărut și suporteri dinamoviști în tricoul lui Dinamo, printre ei Nicu Grameni, creanicul de duminică, pentru ultima oară creanic, și s-au alăturat acelui demers al suporterilor steliști de a ajuta pe copiii bolnavi de leucemie. Aceste trei momente eu cred că ar trebui să transmită mesajul ce se joacă duminică seara. Nu te mai întreb de pronostic. Mi-e frică pentru că toată lumea zice că bate FCSB-ul. Mi-e frică pentru că toată lumea zice asta și știu ce am pățit de-a lungul istoriei. Nu în ultimele 5 meciuri, ți-am spus câștigate chiar și cu 6-0 scor de tenis, dar mi-e frică să dau un pronostic. Sigur că vreau să bată FCSB-ul. Sigur că mi-aș dori și Dinamo să revină, pentru că eu susțin actuala conducere, dar e greu asta. Voi sunteți pentru Dinamo cam cum e pentru voi, Rapidul. Luați câte 5, câte 6... Bine, nu vreau să răspund, pentru că ai câștigat și n-am ce să zic. Felicitări. Nu, au câștigat ei, Gavi. Tu știi că noi mai glumim, da. Dar luăm pauza de masă. Da, am făcut așa o comparație. Știi că ultimile 5 meciuri FCSB-ul se impune categoric. La fel cum se întâmplă și în partea cealaltă cu Rapidul contra FCSB-ului. Dar e și frumoasă Superliga, că sunt rezultatele. Diferența în duelul FCSB-Rapid, că FCSB nu e la retrogradare. Corect. Asta e. Și noi tot pe primul loc suntem. Da, tot pe primul loc.
Și noi tot pe primul loc suntem băiatul. Ce se întâmplă în Superliga, pentru că atunci când se trage linie FCSB și deasupra Rapidului și deasupra Dinamo, indiferent de rezultatele directe. Ai perfectă dreptate și tot timpul și tot timpul tot de dăsubtul CFR-ului. Nu. Acum nu. Acum nu. Nu, la final. La linie. La final. La final. Trecut a fost. Nici anul trecut a fost CFR-ul după FCSB. Nu. Sau excepția care se confirmă ție regula, nu? Prima dată, nu știu câți ani, da. După alea 5 campionate, da. 5-6 ani. Gabi, mulțumim mult de tot. Dacă mai sunt informații, o să ne auzim și pe final de emisiune, sigur. O să fii tot acolo și vedem ce mai apare între timp. Mulțumim încă o dată. Zi bună, Gabi. Gabi Safta în direct cu noi aici la Fanatic Superliga, cu informații interesante din fotbalul internațional și cu trei povești mai de suflet, apropo de acest Dinamo FCSB pe care îl vom avea duminică pe Arena Națională. Meciul despre care vorbea Gabi Safta, scrie colegul meu Răzvan Nicolae, a fost Ștefan cel Mare, septembrie 2006, victoria lui Dinamo cu golul lui Denis Șerban. Denis Șerban. Pe final, i-am pușcat. De astea de manevră, nu i-am pușcat cu gloanțe adevărate, cu cauciuc. Da. Cu oameni răniți și sânge. Ei, te rănesc și alea, sigur. Da.